Vor să ni-l fure americanii. David Popovici, pușpiul fenomen al natației mondiale. A saltat cu burse de universității din SUA. Antrenor, decizia va fi a lui. David Popovici, noul puș fenomen al natației, a atras deja atenția unor universități americane care i-au oferit deja burse generoase de studiu. La 16 ani, David Popovici a uimit întreaga planetă după ce a reușit să concureze de la egal la egal cu giganții natației în finalele de 200. ...150 de metri de la Jocurile Olimpice. Pușpiul minune a atras deja atenția americanilor care vor să ni-l fure. Antrenorul lui Popovici, nu știu dacă David chiar asta își dorește. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici. A dezvăluit pentru GSPRO că tânărul are deja oferte deschise de la câteva universități prestigioase din Statele Unite. Care vor să-i ofere românului o bursă sportivă și să-l treacă astfel în portofoliul lor de campioni. Sunt contacte în SUA, dar când ajungi la un anumit nivel, nu știu cât te mai ajută sistemul NCAA, National Collegiate Athletic Association. Și nu știu dacă David chiar asta își dorește. Poate vrea să rămână în țară sau în Europa, la o facultate. Opțiunile sunt deschise și foarte vaste. Decizia îi aparține doar lui și familiei, a declarat antrenorul lui Popovici pentru GSP. În prezent, David Popovici este elev la Liceul George Coșbuc din București, unde majoritatea cursurilor sunt predate în limba engleză. Nu prea e atras de științele exacte, mai mult pe istorie, geografie. Chiar avem un joculeț simpatic între noi când trebuie să recunoaștem steagurile unor țări, ne contrazicem dacă e Mali sau Senegal sau Camerun. Iar micul Google le recunoaște de fiecare dată, a mai spus Rădulescu. A ajuns la not pentru că avea scolioză, iar la 10 ani bătea recordul național. David Popovici a ajuns la not după ce medicul l-a diagnosticat, la 4 ani, cu scolioză și le-a recomandat părinților lui să-l ducă la bazin. Așa a ajuns David la Lia Manoliu, acolo unde și-a început ascensiunea către Tokyo. Mama lui David a lucrat în zona asistenței sociale și a făcut cursuri de ofițer antidoping pentru a fi sigură că în alimentația sau medicamentația fiului ei nu apar și substanțe interzise. Tatăl biatului lucrează în vânzări. Aceștia au o convenție cu sportivul să evite aparițiile publice, la fel ca toți membrii staffului.
Singurii care comunică în mass media sunt David și antrenorul lui. David Popovici a fost încă de la început un înotător talentat și cu potențial, însă cei care îl urmăreau și i-au dat seama că este. Un sportiv cu totul special pe când acesta avea 14 ani. Atunci, el s-a înscris la campionatele naționale de cadet și s-a calificat în finalele tuturor celor 15 probe, de la 50 la 1500 de metri. Iar de la fiecare finală a venit cu o medalie, dominând clar competiția. Popovici a avut 12 medalii de aur, un argint și două bronzuri. Pentru David, însă, nu era nimic nou, la 10 ani bătuse deja primul record național. L-a impresionat pe campionul olimpic. La Jocurile Olimpice, Popovici i-a câștigat respectul printre înotătorii uriași ai planetei. Americanul Caleb Dressel, câștigătorul probei de 100 metri liber, a avut doar cuvinte de laudă despre român. Cu siguranță mi-a captat atenția, eu nu notam atât de rapid la 16 ani. E impresionant cu adevărat ce face și cum se descurcă în apă. Când înotam la 100 de metri stilul liber la 16 ani, pentru mine conta cât de repede pot ieși de acolo, dar copilul ăsta nu glumește. Vine imediat de unde a plecat, e impresionant. E o nebunie ce reușește la această vârstă, a spus Dressel conform New York Times.